Astăzi este ziua lui Daniel și părinții lui au venit în vizită să îl vadă împreună cu fratele lui Daniel, cumnata și nepoțica lui. Au stat de vorbă pe terasa fetelor. De la un moment dat încolo a venit și Ana și a participat la această întâlnire cu familia lui Daniel. Doamna Maria și doamna Lucica erau în bucătărie și vorbeau despre această întâlnire. Doamna Maria îi spunea că știa Ana cu siguranță că vor veni astăzi părinții lui Daniel în vizită și doamna Lucica îi dădea dreptate, zicea că Ana s-a îmbrăcat astăzi încă de la ora 12, și-a pus tocuri, s-a îmbrăcat elegant și s-a pregătit pentru această întâlnire cu părinții lui Daniel. Doamna Maria îi zicea că Ana a făcut și curat de dimineață pe terasă și a șters toate etajerele, a avut grijă să fie curat și cu siguranță știa că acolo va avea loc această întâlnire. Și mai spunea doamna Maria că nu este corect ce se întâmplă și doamna Lucica a răspuns că multe nu sunt corecte aici, de exemplu la Robert, de ce nu a venit nimeni în vizită atunci când a fost ziua lui?